Proverbele, capitolul 18. Cel ursuz caută ce-i place lui, se supără de orice lucru bun. Nebunului nu este de învățătură, ci vrea să arate ce știe el. Când vine cel rău, vine și disprețul, și odată cu rușinea, vine și ocara. Cuvintele gurii unui om sunt ca niște ape adânci. Izvorul înțelepciunii este ca un șuvoi care curge într-una. Nu este bine să ai în vedere fața celui rău, ca să ne îndreptățești pe cel neprihănit la judecată. Vorbele nebunului aduc ceartă și gura lui înjură până stârnește lovituri. Gura nebunului îi aduce pieirea și buzele ei sunt ca o cursă pentru suflet. Cuvintele bârfitorului sunt ca prăjiturile, alunecă până în fundul măruntaielor. Cine se lenevește în lucrul lui este frate cu cel ce nimicește. Numele Domnului este un turn tare. Cel neprihănit fuge în el și stă la adăpost. Averea este o cetate întărită pentru cel bogat. În închipuirea lui ea este un zid înalt. Înainte de pieire, inima omului se îngânfă, dar smerenia merge înaintea slavei. Cine răspunde fără să fie ascultat, face o prostie și își trage rușinea. Duhul omului îl sprijinește la boală, dar duhul doborât de întristare, cine îl va ridica? O inimă pricepută dobândește știința și urechea celor înțelepți caută știința. Darurile unui om îi fac loc și deschid intrarea înaintea celor mari. Cel ce vorbește întâi în pricina lui pare că are dreptate, dar vine celălalt și-l ia la cercetare. Sorțul pune capăt neînțelegerilor și hotărăște între cei puternici. Frații nedreptățiți sunt mai greu de câștigat decât o cetate întărită, și certurile lor sunt tot așa de greu de înlăturat ca zăvoarele unei case împărătești. Din rodul gurii lui își satură omul trupul, din venitul buzelor lui se satură. Moartea și viața sunt în puterea limbii, oricine o iubește îi va mânca roadele. Cine găsește o nevastă bună, găsește fericirea. Este un har pe care îl capătă de la Domnul. Săracul vorbește rugându-se, dar bogatul răspunde cu asprime. Cine își face mulți prieteni, îi face spre nenorocirea lui, dar este un prieten care ține mai mult la tine decât un frate. Psalmul 86. Ia minte, Doamne, și ascultă-mă, căci sunt nenorocit și lipsit. Păzește-mi sufletul, căci sunt unul din cei iubiți de tine. Scapă, Dumnezeule, pe robul tău care se încrede în tine. Ai milă de mine, Doamne, căci toată ziua strig către tine. Înveselește sufletul robului tău, căci la tine, Doamne, îmi înalt sufletul. Căci tu ești bun, Doamne, gata să ierți și plin de îndurare cu toți cei ce te cheamă. Pleacă-ți urechea, Doamne, la rugăciunea mea, ia minte la glasul cererilor mele. Te chem în ziua necazului meu, căci mă asculți. Nimeni nu este ca tine între Dumnezei, Doamne, și nimic nu seamănă cu lucrările tale. Toate neamurile pe care le-ai făcut vor veni să se închine înaintea ta, Doamne, și să dea slavă numelui tău, căci tu ești mare și faci minuni, numai tu ești Dumnezeu. Învață-mă căile tale, Doamne, eu voi umbla în adevărul tău, fă-mi inima să se teamă de numele tău, te voi lăuda din toată inima mea, Doamne, Dumnezeul meu, și voi preamări numele tău în veci, căci mare este bunătatea ta față de mine și tu îmi izbăvești sufletul din adânca locuința morților. Dumnezeule, niște îngâmpați s-au sculat împotriva mea. O ceată de oameni asupritori vor să-mi ia viața și nu se gândesc la tine. Dar tu, Doamne, tu ești un Dumnezeu îndurător și milostiv, îndelung răbdător și bogat în bunătate și în credincioșie. Îndreaptă-ți privirile spre mine și ai milă de mine, dă tărie robului tău și scapă pe fiul roabei tale. Fă un semn pentru mine, ca să vadă vrăjmașii mei și să rămâne de rușine, căci tu mă asculți și mă mângâi, Doamne. Psalmul 87.
Sionul are temeliile așezate pe munții cei sfinți. Domnul iubește porțile Sionului mai mult decât toate locașurile lui Iacov. Lucruri pline de slavă au fost spuse despre tine, cetatea lui Dumnezeu. Eu pomenesc Egiptul și Babilonul printre cei ce mă cunosc. Iată, țara filistenilor, Tirul cu Etiopia, în Sion s-au născut. Iar despre Sion este zis, toți s-au născut în el. Și cel prea înalt îl întărește. Domnul numără popoarele scriindu-le, acolo s-au născut. Și cei ce cântă și cei ce joacă strigă, toate izvoarele mele sunt în tine. Psalmul 88. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, zi și noapte strig înaintea ta, să ajungă rugăciunea mea înaintea ta, ia aminte la cererile mele, căci mi s-a săturat sufletul de rele și mi se apropie viața de locuința morților. Sunt pus în rândul celor ce se pogoară în groapă, sunt ca un om care nu mai are putere, stau întins printre cei morți, ca cei uciși și culcați în mormânt, de care nu-ți mai aduce aminte și care sunt despărțiți de mâna ta. M-ai aruncat în groapa cea mai de jos, în întuneric, în adâncuri. Mânia ta mă apasă și mă năpădești cu toate valurile tale. Ai îndreptat de la mine pe toți prietenii mei, m-ai făcut o pricină de scârbă pentru ei, sunt închis și nu pot să ies. Mi se topesc ochii de suferință, în toate zilele te chem, Doamne, și îmi întind mâinile spre tine. Oare pentru morți faci tu minuni? Sau se scoală morții să te laude? Se vorbește de bunătatea ta în mormânt și de credincioșia ta în adânc? Sunt cunoscute minunile tale în întuneric și dreptatea ta în țara uitării? Doamne, eu îți cer ajutorul și dimineața, rugăciunea mea se înalță la tine. Pentru ce, Doamne, lepe sufletul meu? Pentru ce mi-ascunzi fața ta? Din tinerețe sunt nenorocit și trag să mor, sunt cuprins de spaimele tale și nu știu ce să mai fac. Mânia ta trece peste mine, spaimele tale mă nimicesc de tot. Ele mă înconjoară toată ziua ca niște ape, mă înfășoară toate deodată. Ai depărtat de la mine pe prieteni și tovarăși, și cei de aproape ai mei s-au făcut nevăzuți. Psalmul 89. Voi cânta totdeauna îndurările Domnului, voi spune din neam în neam cu gura mea credincioșia ta, căci zic, îndurarea are temelii veșnice, tare ca cerurile este credincioșia ta. Am făcut legământ cu alesul meu, zice Domnul, iată ce am jurat robului meu David. Îți voi întări sămânța pe vecie și în veci îți voi așeza scaunul de domnie. Cerurile laudă minunile tale, Doamne, și credincioșia ta în adunarea sfinților, căci în cer cine se poate asemăna cu Domnul, cine este ca tine între fiii lui Dumnezeu? Dumnezeu este înfricoșat în adunarea cea mare a sfinților și de temut pentru toți cei ce stau în jurul lui. Doamne, Dumnezeul oștirilor, cine este puternic ca tine, Doamne, și credincioșia ta te înconjoară? Tu îmblânzești mândria mării când se ridică valurile ei, tu le potolești, tu ai zdrobit Egiptul ca pe un hoit, ai risipit pe vrăjmașii tăi prin puterea brațului tău, ale tare sunt cerurile și pământul, tu ai întemiat lumea și tot ce cuprinde ea, tu ai făcut miază noaptea și miază ziua, Taborul și Hermonul se bucură de numele tău. Brațul tău este puternic, mâna ta este tare, dreapta ta este înălțată. Dreptatea și judecata sunt temelia scaunului tău de domnie. Bunătatea și credincioșia sunt înaintea feței tale. Ferice de poporul care cunoaște sunetul trâmbiței, care umblă în lumina feței tale, Doamne. El se bucură neîncetat de numele tău și se fălește cu dreptatea ta, căci tu ești fala puterii lui. Și în bunăvoința ta ne ridici puterea noastră,
căci Domnul este scutul nostru, Sfântul lui Israel este împăratul nostru. Atunci ai vorbit într-o vedenie prea iubitului tău și ai zis, am dat ajutorul meu unui viteaz, am ridicat de mijlocul poporului un tânăr, am găsit pe robul meu David și l-am uns cu undelemnul meu cel sfânt. Mâna mea îl va sprijini și brațul meu îl va întări, vrăjmașul nu-l va prinde și cel rău nu-l va apăsa, ci voi zdrobi dinaintea lui pe potrivnicii lui și voi lovi pe cei ce-l urăsc. Credincioșia și bunătatea mea vor fi cu el și tăria lui se va înălța prin numele meu. Voi da în mâna lui marea și în dreapta lui râurile. El îmi va zice, tu ești tatăl meu, Dumnezeul meu și stânca mântuirii mele, iar eu îl voi face întâiul născut cel mai înalt dintre împărații pământului. Îi voi păstra întotdeauna bunătatea mea și legământul meu îi va fi neclintit. Îi voi face veșnică sămânța și scaunul lui de domnie ca zilele cerurilor. Dacă fiii lui vor părăsi legea mea și nu vor umbla după poruncile mele, dacă vor călca orânduile mele și nu îl vor păzi poruncile mele, atunci le voi pedepsi fără de legile cu nuiaua și nelegiuirile cu lovituri. Dar nu-mi voi îndepărta deloc bunătatea de la ei și nu-mi voi face credincioșia de minciună, nu-mi voi călca legământul și nu voi schimba ce a ieșit de pe buzele mele. Am jurat odată pe sfințenia mea să mint eu oare lui David, sămânța lui va dăinui în veci. Scaunul lui de domnie va fi înaintea mea ca soarele, ca luna va dăinui pe vecie și ca martorul credincios din cer. Și totuși tu l-ai îndepărtat și ți-ai mâniat pe unsul tău, ai nesocotit legământul făcut cu robul tău, i-ai doborât și i-ai pângărit cu una, i-ai prăbușit toate zidurile și i-ai dărâmat toate cetățuile, toți stregătorii îl jefuiesc. Și a fost de batjocura vecinilor lui, ai înălțat dreapta potrivnicilor lui, ai înveselit pe toți vrăjmașii lui, ai făcut ca ascuțișul săbiei lui să dea înapoi și nu l-ai sprijinit în luptă, ai pus capăt strălucirii lui și i-ai trântit la pământ scaunul de domnie, i-ai spurtat zilele tinereții și l-ai acoperit de rușine. Până când, Doamne, te vei ascunde fără încetare și îți va arde mânia ca focul, adu-ți aminte ce scurtă este viața mea și pentru ce nimic ai făcut pe toți fiii omului. Este vreun om care să poată trăi și să nu vadă moartea, care să poată să-și scape sufletul din locuința morților? Unde sunt, Doamne, îndurările tale dintâi pe care le-ai jurat lui David în credincioșia ta? Adu-ți aminte, Doamne, de ocara robilor tăi. Adu-ți aminte că port în sân ocarea multor popoare. Adu-ți aminte de ocările vrăjmașilor tăi, Doamne, de ocările lor împotriva pașilor unsului tău. Binecuvântat să fie Domnul în veci. Amin, amin. Psalmul 90. Doamne, Tu ai fost locul nostru de adăpost, din neam în neam. Înainte ca să fi născut munții, și înainte ca să se fi născut pământul și lumea, din veșnicie în veșnicie, Tu ești Dumnezeu. Tu întorci pe oameni în țărână și zici, întoarceți-vă, fiii oamenilor, căci înaintea Ta 1000 de ani sunt ca ziua de ieri care a trecut și ca o strajă din noapte, îi mături ca un vis. Dimineața sunt ca iarba care încolțește iarăși, înflorește dimineața și crește, iar seara este tăiată și se usucă. Noi suntem mistuiți de mânia Ta și îngroziți de urgia Ta. Tu pui înaintea Ta nelegiuirile noastre și scoți la lumina feței Tale păcatele noastre cele ascunse. Toate zilele noastre pierde urgia Ta, vedem cum ni se duc anii ca un sunet. Anii vieții noastre se ridică la 70 de ani, iar pentru cei mai tari la 80 de ani, și lucrul cu care se mântrește omul în timpul lor nu este decât trudă și durere. Căci trece iute și noi zburăm, dar cine ia seama la tăria mâniei Tale și la urgia Ta, așa cum se cuvine să se teamă de Tine? Învață-ne să ne numărăm bine zilele, ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Întoarce-te, Doamne, până când zăbăvești, ai milă de robii Tăi. Satură-ne în fiecare dimineață de bunătatea Ta,
și toată viața noastră și toată viața noastră ne vom bucura și ne vom veseli. Înveselește-ne cu tot atâtea zile câte ne-ai izbenit, tot atâția ani cât am văzut nenorocirea, să se arate robilor tăi lucrarea ta și slava ta fiilor lor. Fie peste noi bunăvoința Domnului Dumnezeului nostru și întărește lucrarea mâinilor noastre, da, întărește lucrarea mâinilor noastre.